Gruparea ialomițeană condusă de pe bancă de fostul dinamovist Adrian Mihalcea a intrat bine în meci, bifând prima ocazie de gol în minutul 13, când golkeeperul suceavean a respins cu greutate o minge trimisă cu capul de Jeanu. Trupa antrenată de Bogdan Tudoreanu a avut prima ocazie majoră 5 minute mai târziu, când Matei a luat o acțiune pe cont propriu și a centrat cu șiretul în mijlocul careului, de unde Apostol a reluat balonul cu capul spre vinclu, dar Dobre a respins cu un plojon spectaculos. Sucevenii și-au încercat din nou șansa spre poarta apărată de golkeeperul ialomițean, dar tirona a șutat peste poartă de la circa 25 de metri. Golul a picat în minutul 23, însă în poarta suceveană. Bolat a executat un corner de pe partea stângă, plecanciuc a alunecat, iar Lazar, cel mai înalt jucător de pe teren, a deschis scorul cu o lovitură imparabilă de cap. Avantajul oaspeților a durat 4 minute. Negru a recuperat o minge la mijlocul terenului, a pasat pe culoar pentru Matei, iar golgheterul rapidiștilor l-a executat pe Dobre cu sânge rece, cu un șut la colțul lung, bifând astfel al șaselea gol în 6 etape. Antrenorul Bogdan Tudoreanu a mutat în repriza a doua, iar prima ocazie a avut-o nou intrat Golovka, care a centrat periculos în fața porții, de unde Negru a arătat întâlnirea cu mingea. De partea cealaltă, formația antrenată de Adrian Mihalcea a încercat să replice prin Florea și Gohoreanu, dar șuturile acestora au fost pradă ușoară pentru Ohetski, fie au ocolit spațiul porții sucevene. Introdus la pauză, Gheorghiuc a avut șansa golului 2 în minutul 63, dar s-a pierdut cu firea și a ratat, șutând peste transversală.